Azi realizez un al doilea video despre acest broker, Trading 212, și o să vedem cum se cumpără o acțiune pe această platformă de tranzacții. Da? Trebuie să ținem cont de câteva lucruri, le-am explicat în primul video, dar o să reiau un pic pe scurt anumiți pași. Și anume, atunci când alegeți o societate și vreți să cumpărați acțiuni, va trebui să vă informați despre ea. Aici aveți descrierea cu activitatea respectivei firme, da? Indiferent de ce firmă alegeți, bineînțeles și în funcție de bugetul care o să-l alocați, veți găsi informații în timp real, da? Care este capitalul respectivei societăți, dacă luăm Tesla, de exemplu, cine conduce această firmă, unde și are sediul instalat, deci apare în Statele Unite, numărul de angajați și așa mai departe. Deci găsiți absolut toate informațiile de care aveți nevoie. Ok? Pasul numărul 2. După ce v-ați informat, ați văzut despre ce e vorba, va trebui să vă orientați către ce investiție sau ce capital vreți să plasați pe acest broker. Bineînțeles, înainte de a investi, trebuie să și vedeți dacă, mă rog, ați intrat cu un capital de $100, dacă vă puteți permite sau cât vă puteți permite din cumpăra dintr-o acțiune, în cazul acesta Tesla. Păi ar fi vreo jumătate de mai puțin de acțiune de la Tesla, da? Dar acest broker, vorbim în jos de tot, și putem vedea că ne permite să cumpărăm o cantitate și mai mică. Dacă avem, de exemplu, doar $20 sau $10, da? Pentru că minimul care îl puteți achiziționa este de 0,01 acțiuni, da, la Tesla. În majoritatea firmelor care sunt listate pe bursă și apar în acest broker, minimul de achiziție este acesta, da? Acum, dacă ne uităm, eu am aici 10,69 de euro. Am intrat cu 10 euro, bineînțeles, trebuie să îndeplinim niște pași când vreți să faceți o investiție aici, o să vă arăt imediat. Am cumpărat aproape jumătate de acțiune la această societate, Societe General din Franța. La fel și aici, minimul de a cumpăra este acesta, 0,01, adică a suta parte dintr-o acțiune. Acum, după ce am aflat toate informațiile care ne interesa despre respectiva societate, va trebui să vedem evoluția prețului de când a fost lansată și până în prezent, care este foarte important și acest punct. Da? Aici avem graficul care reprezintă ultima zi de tranzacționare, ultimele 24 de ore de tranzacționare. Piața deja e închisă. Fiind listată pe bursă în Franța, vă dați seama că ea se deschide la 10 și se închide, bănuiesc, la 4 sau ceva de genul. Tesla este activă pentru că este listată la bursa din Statele Unite. În fine, ce trebuie să mai țineți cont? Că tranzacțiile se fac de lunea până vinerea. Deci, în ultimele 24 de ore, dacă ne uităm, a avut un maxim de 24,34 de euro, iar la închidere 23,96 de euro. Deci, prețul ăsta s-a închis bursa. Dacă mergem la săptămână, o să vedem că acțiunile această societate sunt în creștere.
Vedem un minim ultimele 30 de zile, care a fost undeva la 22,36 euro și un maxim de 24,28 de euro. Haideți să urmărim la 3 luni, este foarte interesant. Vedeți, prețul devine din ce în ce mai stabil, adică volatilitatea este din ce în ce mai mică. Da? Deci la 3 luni minim a fost undeva în luna mai pe 4,21 de euro. Și dacă ajungem pe 23 iulie, prețul este de 23,96. Haideți să vedem pe una. Păi, anul trecut undeva în luna iulie era 19,19 euro. Întoarcem și vedem acel maxim de 28,6 euro, care a fost atins în februarie pe 16-2023. Da? Deci, o acțiune la această societate a avut un profit aproximativ de 25%. Deci faceți și voi calculele. Și, în ultima fază, nu vreau să vă plictisesc, dar trebuie să fiți atenți la treaba asta, când mergem aici la maxim, adică de când a fost lansată această, sau a fost listată această firmă pe bursă până în prezent. Da? Ea a fost listată în data de 1 iulie 2019. Prețul de lansare 22,75 de euro. Revin la prețul maxim atins în februarie 2022 de 35,89. În prezent este de 23,96 euro. Dacă ne uităm, prețul actual este apropiat de momentul lansării, deci în urmă cu 4 ani. Să vă arăt cum se cumpără, dați click cumpărare, dar trebuie să aveți bănuți aici. Stabiliți cât vreți să investiți, $5, 5 euro, 6, 10 euro, da? Sau chiar toată suma, la mine 5,69, ia să vedem, 110,69, okay? Și mi-a revenit această cantitate de acțiuni, 0,444 de acțiuni, aproape jumătate de acțiuni, da? După care dăm click verificare ordin și ne uităm să fie tot în regulă, dacă nu, revenim și rectificăm, închidem de aici și rectificăm respectiva ordin de cumpărare, sau dacă nu, continuați. Dați click cumpărare. Vă reamintesc că aici se oprește la cumpărare un comision, da? Depinde foarte mult de la societate la societate, dar în general este undeva cuprins între 0,01-0,05 euro, adică un cent, 3 cenți, 5 cenți, depinde. Deci e foarte puțin. În schimb, la vânzare, când o să vindeți, nu o să fiți taxați. Înainte să închei, reamintesc celor care vreți să faceți investiții că trebuie să respectați niște condiții. Nu că s-ar fi înscris prea mulți, dar ori nu înțeleg, ori pur și simplu au intrat doar așa ca să vadă despre ce e vorba, dar nu așa se câștigă, asta e clar. Deci dacă merg la aici, la odată ce îndepliniți condițiile, veți obține acțiuni în valoare, sau cel puțin o acțiune în valoare de până la 100 de euro. Timpul de a îndeplini condițiile este destul de limitat, așa că nu vă înscrieți acum și știu eu, veți investi peste 2 luni, atunci ați pierdut acest bonus. E gratis. Ori mai jos și o să vă dau exemplu. Acesta este un utilizator. Da? Și-a verificat contul. Acum a rămas să-și verifice identitatea. Pentru că asta e o regulă importantă. Să știe cu cine stau de vorbă cei de la acest broker. Da? Deci faceți verificare. E simplă, cu o copie de buletin și eventual un selfie și ați rezolvat problema. Vă apropo în maxim 24 de ore.
După, ultimul pas este să vă adăugați fonduri. Vă adăugați, nu știu, $10. După ce ați adăugat fonduri, vă apare o cutiuță, o accesați și o să vedeți ce acțiune ați primit la această societate. Această persoană nu o cunosc, nu știu cine e. Dacă urmește acest video, ori își face verificarea și își adaugă rapid 10 euro, cel puțin ca și fond, și după primește acțiunea. Mai are la dispoziție 4 zile, 19 ore. Aveți la dispoziție 10 zile. Dacă nu îndepliniți aceste condiții, părere de rău, vă anunț că nu o să mai primiți acea acțiune. Și în descrierea acestui tutorial găsiți un link cu un cod de invitație. Acel cod vă permite să câștigați acea acțiune gratis. Bineînțeles, respectând condițiile care vi le-am explicat mai înainte. Ok. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. La revedere!